Bună dimineața la toată lumea, bună dimineața la toți prietenii mei. Aici suntem cei trei mușchetari. Mergem la curent. Dă-mă pe mine la județ și mă lasă acolo. La județ? Da. Ce cauți la poliție? Să iau un certificat. Auzi, la poliție, știu unde e poliția. Înveți, căutăm. Nu poți să-mi ieși mie permisul pentru două săptămâni să mai conduc și eu, că uit. Ce faci cu el acum? Ce fac cu el? Nu știu că e bine, ce fac cu el? Nu ți-l dă. Măcar pe o săptămână, chirie. Cum nu mi-l dă? Să spun că mama bonlauă, merg cu ea la spital. Așa că, fraților, uitați și voi. Acum am plecat cu Stelică. Mă rog să mă ducă și pe mine pe unde să-mi iau medicamente, să-mi iau ce-mi trebuie de Crăciun. Arbagic, roșii, ardei. Asta e, o viață mai grea, dar mă împăc bine, oricum. Bela o lăsai acasă plângând după mine. Hai că mai revin. Am revenit, fraților. Am început să fac și eu globul, dar n-am putut să mai vorbesc. Am avut treabă. Și acum am venit până cu lea la Inspectoratul de Poliție Județean al Medinți. Aștept pe cineva aici în mașină să văd dacă pot să obțin și eu permisul. Aștept. Acum am zis să stau de vorbă și cu prietenii mei de pe canalul meu de YouTube să văd ce mai zice și ei pe comentarii acolo. Am văzut că mai lasă câte unul comentarii că de unde până unde am eu pensie, dar el are pensie. Că dacă am muncit, pă de unde știe el că n-am muncit eu la viața mea? Poate ăla e un șomer care lasă comentarii urâte. Doarme prin gară, la boscheți. La hotel Paie Buricânii ăla. Așa că, fraților, vreau să vă spun că lumea e foarte periculoasă. Știe numai să... Bărligă. Am revenit de aceea de la grătar. Acum am venit să mâncăm tocmai de azi dimineață, vedeți, fraților? Cum îi zicea cei? La Galdu Roșu. Mi-a luat și mie, băieți, 50 de grame de coniac. Da, nu mi zicea ce, la Galdu Roșu, nu? La Galdu Roșu. Pe spray. Nu la Galdu Roșu. Galdu Roșu dincolo. Aici e spray. Ia uite, filmează-și tu grătarul cu zonul. Frumos, așa. Da, cu zonul tine, așa ești. Așa e. Da. Uite aici, doamna. Ce vrei, Ioane? Pastraveți. Uite aici. Păi de aici, asta e pulția noastră. Ce mâncăm noi? Aici ne face doamna. Atât mâncăm noi pe ziua de astăzi. Și ce faci, Fane? Cât e ceapa acum? La ora asta nu se vede. 4. 4 și. Mai zici că ți-l spune de strămire. Sunt prea de tot. Da. Și? De la ora 7 până acum. Până la 7 te sculași tu? Da. Păi mă sudași pe mine la 9. Și nu mâncai nimic. Cum nu mâncași? Ce mâncai? Am un gelera. Ce? Mă prinsești repede. Tu ce mâncai, bă, camare? Ștefan, mânca și el 2000 de tei. Mai arată grătarul ăla, să vadă mama, dar unde mâncă noi fără ea. Dar nu mai zice că îi mâncăm de la ea de acasă. Păi de-aia, la doamna. Doamna, pe YouTube sunteți. Ce dau? Frumos, aici e cea mai bună mâncare, ce e a voastră. Aici e cea mai bună mâncare. M-a mai făcut un domn odată. Poate tot albătrân. Mai cu mulți ani în urmă. Aceea mănâncă numai oameni. Da, m-am făcut un domn, da. S-a făcut așa. Cât mă, mai fac două ore. Băi, firar, mama, oameni. Da, băi, fraților, am revenit de aceea de la măsuță. Uitați ce mâncăm și noi.
o țărășunchiță, cărtăciori, michichei. Să ai poftă, Stelic. Mă zic. Dă-i, dă-i sare și lui, dă-i. Nu-i problemă, domnule, ne ajutăm unul pe altul. Așa că, uitați, un coniac. Mâncăm și noi, fratele, că n-am mâncat nimic de azi dimineață. Mai bem o gură de coniac. Foame. Foame mare, nu? Da. Păi? Foame. De ce nu ne aduci bine la restaurant de la șmecher, de fixe? Aici așa mai bună mâncare. Aceea mănâncă numai vorul meu, Dodu. Îl știți pe Dodu, cea mai bogat țigan. Aici mănâncă el tot timpul cu mine la Severin. Păi de ce mâncă aici? Aici îmi place lui mâncare. Pentru că e mâncare proaspătă. Da. Să ai poftă, Fane, cu copiii tăi, să trăiești, Fane, 1000 de ani, cu puișorii tăi. Da. Doamna Marita face la murături acasă și Fane a plecat cu copiii la vânătoare. Da, și a mânat o căprioare. Domn, să înălțăm. Bă, dar vă e foame? Da. Păi? De foame. Și dacă nu vă chemam să mâncați? Nu știu că mâncați în acasă. Mâncă. Păi, dar tu nu mâncați ăla ce luai eu. Bă, de dimineață. Ce luați de putin dimineață e bun luat. Vezi? Hai să aveți poftă, copii. Stați și mâncați liniștit. Stați liniștit că nici o problemă. Asta e. Mergem înainte. Capul sus. Unde? Acum am plecat să caut pește pentru doamna Marița, că m-a sunat să-i duc un pește proaspăt. Dar cred că mai degrabă îi duc o lebădă, ca să mai începe și să băbe unezi lebădele. Ia uite ce găsit, o altă lebădă. Băi, lasă-mă, băi. Ce caut eu și ce găsesc eu, doamne? Eu caut lebădă de gâsla de Dunăre și găsesc din femei. Asta e viața, ce să mai zic, frate. Unde să găsesc eu pește la ora asta? A, Ioane? Nu știu niciun. Aici mai e păstrăvărie. Nu mai e nimic aici. Era o pescărie aici. Vândă ăștia pe cei pește. Uite acolo în față, cred că vândă aia pește. Ce să... Ăștia cu macarau vând pește. A, cred. A? Cred. Băi, lasă. Eu știu. Aici, în față, e peșterie. Stăteau oamenii cu pești pe marginea Dunării. Nu mai e nimic nici pe aici. Ia uite. Băi, frate, nu ce să... Păi de unde se iau pești la ora asta? De unde să ai o pește la ora asta?
te lasă mai încet. Nici pe aici nu mai sunt pescării. Unde? Nu mai e niciun. Pe aici era odată pescării. Nu mai e nici pe aici. Băi, la... Aici nu-i pește? Nu, nu e. Scheț. O scheț. Nimic. Nu mai e nimic. Oprește și la Pruzărul ăla. Să luăm și noi varză. Să ducem acasă. De varză. Ce luăm varză? Luăm americană din aia. Asta e varză de Dunăre. Da. Uite ce aici. Varză de la mama aici, la apă. Ia uite. Mă... Băi, fraților, e greu când stă omul și așteaptă. Te stai pe un loc? Da. Și omul a stat 4 zile pe lângă, n-a fost plecat. Multă plichisală când pleacă omul cu tine. Multă plichisală. M-ai îmbătrânit cu zâne. De ce? Uite așa. Eu nu mai plec cu tine acum de la drum. Ori mergi cu mine așa cum vreau eu, încet, un el așa, mușchi, așa cum vrea mușchiul meu, ori mergi cum vrei tu, eu mie nu-mi place cum mergi. Dă-mă nici așa mușchi așa. De. Da. Pește îmi trebuia mie să caut acum pește pentru muiere. Uite că veni și aștepta cum să vină un pescar de la Dunăre. Să vedea să merge cu la Sandu Sârbă, poate are la pește. N-are nicio. Hai să întrebăm până acolo, tu să mă ajungi. Îmi sună eu. A? Îmi sună aici, nu are. Păi cred că are pește, Sandu. Nu are de dat. Uite, fraților, stau pe malul Dunării și aștept pescarii să iasă la mal. Să vedem dacă găsim pești. Hai, Ioane, întoarce, mergem până unul. Unde stau pescarii urmă, mai în vreo? Păi, că bilavel cu tine, hal cu bișcă și el. S-o scodea așa ca așa. S-o bilavel așa ca așa. Să luăm pești pentru mamă ta. Cred că a cerut bela pești, că bela e grea. Alo? Alo? Acum, pe unde ești acum? Aici aș merge acolo la Dunăre să căutăm pești. Da. Ia las pește mai încet pe aici, poate vedem unde vândem pește. Brânză de lapte. Ce scrie acolo? Brânză și lapte. Brânză, ați mai văzut brânză pe malul Dunării? N-am văzut așa ceva de când mama m-a făcut. Eu caut pește și găsesc brânză și lapte. Aici e Sandu. Aici. Ia uite. Ia-ți. Mai trebuie să vă ai prins ceva pește? Hai că am o sarcină grea de la nevastă mea. Să-i duc un pește proaspăt. Băi, ești nebun dacă nici la tine nu e pește. Păi căutai tot orașul. Să trăiești. Să trăiești, măi.
A fost apa până pe Sibiu. Uite, să vadă Marița că am venit la mama lor la pește, dar nu e niciun pește, auzi, n-a prins. Păi de ce nu dau? Ăștia la lansetul mai greu. Păi de ce colo?